industria jocurilor video se dezvoltă la Timișoara. Universitatea Politehnică va introduce în programul de studii un master de gaming. Tinerii vor putea învăța cum să dezvolte un joc video, de la programare și codare până la grafică și efecte vizuale. Noul master a fost aprobat de guvern. Un studiu realizat recent de specialiști în consultanță financiară și audit de la PwC arată că până în 2026, industria jocurilor video va genera o cifră de afaceri de peste 300 de miliarde de dolari și începe să prindă rădăcini și în țara noastră, așa că este nevoie de specialiști. Pentru ei a fost creat un master de dezvoltare jocuri video la Timișoara, la Universitatea Politehnică. Rolul universității este să diversifice și piața muncii. Timișoara este cunoscută prin zona automotive, de exemplu, sau prin zona de telecomunicații și vreau să venim și pe zona de industrie creative, pentru că putem dezvolta mult mai mult sau mult mai ușor sectorul de antreprenoriat legat de zona industriei creative. Nu e neapărat singurul proiect, dar e un început pentru ceea ce înseamnă prezența industriei creative în Timișoara. Masterul este deschis tuturor celor care au o pasiune pentru jocuri, calculatoare și chiar design grafic. Este nevoie însă de un set de cunoștințe. Noi încercăm să îi învățăm cât mai multe lucruri, astfel încât ei să poată ulterior să își aleagă exact calea. Îi vom învăța de la game design, bineînțeles programare, cât și artă 2D, 3D, puțin sunet, destul cât unii să urmeze în acele direcții să continue să studieze, iar alții să poată comunica cu cei din acele domenii. Este foarte important oamenii care lucrează în dezvoltarea de jocuri să poată comunica cu celelalte subdomenii care fac parte din dezvoltarea de jocuri. Noi încercăm să facem masterul ăsta cât mai accesibil pentru o gamă cât mai largă de studenți. Dorim să avem studenți atât de programatori care au absolvat aici la AC, cât și studenți care au absolvit poate artele la vest sau în alte locuri. Deci, practic, vrem să avem studenți din domenii cât mai variate, tocmai pentru ca să putem să dezvoltăm jocuri cât mai interesante. Cei mai mulți tineri români care activează în domeniu nu au cursuri de specialitate, asta deși unii au început să înființeze firme de profil, iar viitorul arată că tot mai multe companii din România se vor profila pe dezvoltarea de jocuri video, așa că va fi nevoie de specialiști. Sperăm că acest master îi va ajuta pe studenți când absolvesc să reușească să-și deschidă propriile companii, să își găsească atât echipe cât și cunoștințele necesare să poată să-și deschidă propriile companii mici de jocuri. La viitorul master de dezvoltare jocuri video vor fi disponibile atât locuri bugetate cât și cu taxă. Cursurile încep din vară, numărul de locuri încă nu e stabilit foarte clar pentru că nu am primit numărul de locuri de la minister pentru locurile bugetate, dar noi intenționăm să fie 20 de locuri la buget și 20 cu taxă. Acum o să vedem exact după numărul de locuri pe care le primim pe master la nivel de România. Masterul de dezvoltare jocuri video devine realitate și datorită relației strânse dintre universitate și mediul antreprenorial. Companiile caută specialiști, iar UPT știe cum să își adapteze programa pentru a-i livra.